Salutare, bine v-am regăsit. Hai să setăm asta pe live, live chat, pentru că altfel nu apuc să văd. Pop out chat. Ești până să scrie cineva ceva. Pare că ar merge. S-ar vedea ok. Hai să vedem acum. Hei, salutare, Mr. Daniel. Merge live-ul nostru. Bun. Deci, jucăm cu Hearts of Iron 4, pentru cine n-a mai intrat până acum. Au scos ei un nou patch și un nou DLC. Acel DLC, vreau să zic din start că nu l-am luat. Salutare, Scapi. Și salutare, Ionuț. Când fac cu Ungaria? Păi stai că n-am mai jucat de 9 luni Hearts of Iron 4 și... M-a întrebat când fac cu Ungaria. Momentan fac cu România. E primul live de Hearts of Iron 4 de 9 luni, deci o să vedem. Momentan, hai să nu ne avântăm în pronosticuri când mai fac și ce. Hai să momentan să fac cu România, pentru că am jucat cel mai frecvent cu România. Apoi o să mai încercăm dacă ești cu altceva, dar nu vreau să fac momentan promisiuni cu privire la ce o să fac în viitor. Hai noroc, Voivod și Bogdan și Alin. Deci au scos un nou patch, 1.9, și vreau să vă arăt pentru cine a intrat ce mici modificări au făcut. Mă gândeam să joc pe Iron Mode, pentru că deblochează niște achievement-uri, dar printre primele des când am jucat, o să joc momentan varianta non-Iron Man. Nu știu sigur. Diferența este că pe Iron Man, după cum știți sau nu știți, nu joc cu Germania, e mult mai complicat. O să fac ceva basic, pentru că vreau să încerc ceva nou. Oricum, foarte probabil să nu-l ducem la cap în scenariu, pentru că vreau să experimentez ceva. Dar, oricum, vreau să vă arăt numai. Apropo, sunt la 26-lea attempt de Iron Man cu România, deci vă dați seama de câte ori am jucat eu cu România, dacă sunt la... Cel de-a 26-lea attempt de luat de la capăt. Salutare, Evil Entity. E condusă de pisicata Hitler. Ia să-i punem muzică, că parcă Hearts of Iron 4 avea niște muzică. Eu i-am scos-o că... Păi defensiv, să știi, Daniel, că... Nu prea poți să joci defensiv cu România, adică vrei să iei bătaie? Nu știu, poate mâine seară facem... I-am dat niște volum, acum să vedem cât de bine se aude. Vreau să verific pe OBS. Am pus video un pic mai tare, cred. Cam așa e ok volumul de muzică? Când aveam de luat muzică. Bună, Raul Baros. Deci, apropo de RE2, probabil mâine seară dacă fac, dar asta seară nu cred că fac. Nu prea cred, pentru că e deja 10 și o să facem asta vreo... Nu știu, în funcție de cât stă și lumea, un număr de ore. Bun, deci prima fază o să mergem pe ceva oarecum standard, cum ai jucat anterior. Au schimbat un pic interfața asta grafică, i-au modificat partea asta de top, au făcut-o ceva mai cool. Partea de research slot-uri mi se pare că n-au modificat nimic pe aici. Chiar nimic, nu am observat, dar poate n-am fost eu perfect atent. Anyway, o să-mi aleg prima oară electric, electronic mechanical engineering-ul. Asta e foarte bun pentru că îți boostează overall research-ul. Momentan nu avem boost de 5%, asta o să-l boosteze cu încă 3 și după aia îți boosta semnificativ mai mult cu încă 4% din mechanical computing. Un alt punct important de luat de la bun început este basic machine tools. În general le iau pe acestea cam aproape pe orice națiune. Iar alt lucru, o să merg pe Mobile Warfare pentru că vreau să deblochez Volksturm-ul și vreau să deblochez de pe latura de Blitzkrieg pentru în cazul în care ne merge scenariu. Armored Spearhead, care ne dă tactica de tip Blitz, și Breakthrough, astea sunt niște tactici pentru tankuri. Dacă ajungem noi până acolo să facem tank cu România, o să fim grozavi. Pentru cine nu prea știe National Focus-ul României, s-au făcut câteva mici modificări, una singură am observat-o și anume că pe Revise the Constitution ți se dă și The Sentinel of the Motherland, 5% recruitable population. Salutare, Lupo Auriu.
Salutare, Caja! Însă cel mai bun punct de start pentru România este Institutul Royal Dictatorship, care îl pune pe Carol al II-lea la conducerea țării. Ăsta ne dă și 120 de political power, destul de important. Alte lucruri. România nu prea are o mare industrie, are cred că 7 fabrici militare, dintre care n-are sens să produce la început de joc nici tau de artillery, nici tankuri, nici nimic altceva. Masiv, numai infantry equipment, plus pentru cine nu e familiar, cu cât ai mai multe fabrici băgate într-un tip de echipament, ai niște boosturi în zona aia, dar pot să le explic mai încolo dacă e nevoie. Suntem pe negativ la steel, o să facem un import de 16 steel, o să vedeți că o să se consume și ăla. Lucrul 2, o să bag convoi, o să fac un singur submarin și în rest numai convoi, o să ne focusăm mai încolo pe alte lucruri. Hei, salutare, Adrian! Și ce vreau să mai facem? Acum pe partea de construcție, nu prea îmi place ce are România ca și capabilități. În caz că știți, nu știți, România nu prea are multe fabrici, are în jur de 4. Mă rog, și astea 4 și ele sunt cam ca vai de capul lor. Pentru că începe Carol al doilea cu petrecerile lui și rămâne una sau poate să rămână chiar 0. Deci de obicei nu prea merită să încerci să produci orice altceva de genul military factory sau civilian factory, decât dacă ești foarte ambițios așa din fire și try hard. Eu o să merg pe ceva atipic, o să facem landforturi. O să facem landforturi pentru că la un moment dat o să ne batem cu rușii și vreau să ne pregătim un scenariu, și anume vreau să-i invităm pe ruși pe teritoriul nostru în aceste buzunare. Încă nu m-am decis aici dacă vreau să fac un buzunar până la linia asta sau nu. Anyway, după care evident că mai vreau să mai fac, teoretic mai vreau să fac un buzunar. Nu-mi place foarte mult al doilea buzunar, care teoretic aș putea să încerc să-l fac. Dar ceva de genul ăsta o să fie. Iar pe latura asta nu știu dacă vreau să-i invit pe teritoriul nostru. O să fac cam așa ceva. Noce de Basarabia sunt din acea zonă. Păi nu cedezi Basarabia, dar o să vezi dacă ai răbdare până acolo. O să invităm pe ruși în secțiunile astea două de aici. Și o să-i lăsăm să împingă doar pe linia râului aici. Practic o să-i lăsăm să treacă peste Prut. Dar o să-i oprim aici, în zona care delimitează, ca să zicem așa. De fapt, stai puțin, Prutul este aici, cred că fac o confuzie, aici este Nistru. Regiunea între Prut și Nistru este Basarabia, deci o să-i lăsăm să ajungă până la Prut, pe anumite secțiuni. Dacă aș aștepta până acolo, o să vedeți că o să fie ceva pretty cool. Ok, o să-l pune pe Petre Dumitescu, e ceva mai skill decât Ion Andrescu, anyway. Ca și general le alegem pe Ion Mihail Rakovic, anyway, și Gheorghe Avramescu, o să dăm jocul pe Max Speed. Prima victimă ca Imperiul German este Austria, Cehoslovacia. Să știi că dacă joci din Germania, eu îți vreau să zic că prima victimă care ar trebui să o încerci este Elveția. Înaintea Austriei chiar. Și poți să încerci să o iei pe Justify War Goal. Ce FPS am pe full speed? Nu știu dacă știi cum poți să măsori, n-am idee. Dar tot timpul joc pe full speed. Nu joc niciodată pe full speed. Eu numai pe full speed am jucat de când mă știu. Avem aici niște missing equipment, aparent, dar nu-mi dau seama. Nu producem artillery și nu știu ce. Nu contează. Ignor. Piloții putem să-i trimitem să facă exercițiu, navele putem să le trimitem să facă ceva naval exercises, oricum nu o să avem prea multe. Salutare, mapper. Da, deci ca Germania prima victimă îți recomand să faci Elveția, apoi Austria, Cehoslovacia, apoi Danzig de la Polonia. Da, tu te bagi în Polonia, eu nu merg pe Polonia. După ce iau Cehoslovacia, iau Ungaria, Iugoslavia, România, Bulgaria, Grecia, Turcia, adică curăț toată Europa și intru în Africa. Dar dacă o să fac un scenariu cu Germania, o să mai arăt și varianta mea. Hey Carlos, if I will conquest USSR as Romania, yes I will. But I was speaking in parallel about another scenario, what I would do if I would be playing Germany.
Și scuze, am uitat să fac ceva. Primul lucru, nu uitați să faceți asta, din cauza că sunt pe live, m-a luat, a rămas pe din afară așa un pic. High priority trebuie făcută divizie de infanterie. Second priority, reinforcements, upgrades, poate să fie pe un loc secundar. Garrison operations, nu prea contează momentan. Apoi, ce vreau să mai vă propun să vă arăt o chestie. Mă rog, o să-i dau pauze ca să o fac. O să-i fac o linie defensivă aici, pentru cine nu e la curent cu ea, de forma aceasta, pe granița cu Ungaria. Practic o să-i lăsăm pe unguri să invităm pe teritoriul nostru. Da, stai puțin, Valentity, că am zis că nu fac momentan, nu mă angajez la scenarii. Să joc ca Anglia împotriva Axei. Da, n-am încercat chestia asta. Deci vă dați seama că eu nu prea sunt genul care joacă full-time doar Hearts of Iron 4. Și sunt pe aici, din scenarii se numera voi, sunt din gama de scenarii care le-ar încerca cineva care face full-time doar Hearts of Iron 4. Salutare, lupule! Bă, văd că toată lumea a intrat numai când am făcut Hearts of Iron 4. Dacă fac altceva, văd că n-am mai vrut nimeni să intre. După ce faci Institute Royal Dictatorship, dacă joci cu România, eu nu o să-l propun scenariul Revised the Constitution. Ai un boost suplimentar față de ce aveai până acum, așa anume că îți mai dă populație recrutabilă încă 1%. Apoi, al doilea lucru, după ce te-ai terminat asta, te trezi cu 195 Political Power, poți să dai Improved Worker Conditions, asta o să boosteze stabilitatea și o să-ți ducă pe la 76%. Oricum, nu ai nimic mai bun ce ai putea să faci cu acel Political Power. Ar fi fine. You play Kaiserreich now, Carlos? Ok. Da, vreau să facem... Deci asta zic, să facem ceva aici atipic, și anume că ne poziționăm pe granița cu ungurii în felul ăsta. Deci am terminat, cum ziceam, Electronic Mechanical Engineering, ne-a dat 3% la research, facem Mechanical Computing. Deja avem un 8% aici la boost. Ți-ți plac jocurile de strategie, zice Ionus. Normal. Bun, la antrenamentul trupelor, nu contează trupele cât au la sut training, le deployezi pe măsură ce sunt gata, le introduci în divizii pentru că o să le faci în training ulterior. Momentan focusul este să le deployezi pe toate pe câmpul de luptă. Și în momentul în care termin Revised the Constitution o să încep să am și populație ca să încep să-mi termin diviziile. În afară de asta, după ce obțin... Revised the Constitution, pot să fac prima investiție cu Political Power-ul în zona de Laws and Government. Așa. Denis, salutare, devin o putere navală. Momentan nu o să mă focusez, sorry, pe asta de navală. Eu vreau doar să prezint ce idee aveam eu momentan. Asta cu puterea navală, dacă reușim să batem Rusia, da. Dar până acolo, momentan, o să băgăm doar în convoaie, sincer. Și e prea mult... Sunt prea multe obiective ca să te focusezi pe asta, că nu ai forță navală, adică nu ai porturi. Abia dacă e cel puțin Turcia, ai ceva porturi și merită să investești în zona asta, dar n-aș încerca altfel. A, ca challenge, că nu face nimeni, asta e enervant. A, să devină o putere navală. Ok. Da, putem să încercăm ca challenge, dar cred că mai încolo. Adică challenge-uri de genul ăsta merită să le încerci ceva mai încolo. Pentru cine mai joacă, vreau să vă zic că foarte important este, după ce faci Buzzy Machine Tool, să-ți iei Concentrate Industry 1. Chiar și dacă o să fii bombardați de către USSR, de Uniunea Sovietică, nu prea merită să-ți iei Dispersed Industry. N-are sens. Dacă joci Germania și joci pe modul Danzig, poate. Deci, evident, Constant Industry o să ne dea un boost de factory up de 15%. E super șmecher. Măi, Runner, în Asia se bate cineva? Da, ești curios ce se întâmplă pe acolo? Cred că o să întâmple cât de curând. Japonezii nu știu dacă i-au atacat încă. Nu cred că i-au atacat încă pe chinezi, dar urmează să... Nu știu dacă ești jocul gratis, eu l-am luat pe bani. Mai am un pic și au făcut și ăștia Revised the Constitution. Stai să mai vedem dacă avem trupe gata. Nu avem trupe gata. Trebuie să termine flexible Revised the Constitution asta, că altfel nu merită. Ce zici tu, Mario? Să știi că poți să schimbi steagul României fasciste, așa arată mai fain. Poți să schimbi steagul de aici.
nu știu cum poți să le schimbi. După Revised the Constitution, ce vă recomand eu, să mergeți pe Royal Foundation, mai dă un research slot, super mișto pentru România. Acum, ce este optim pentru România? Dacă sunteți foarte interesați de Mobile Warfare, vreți să avansați foarte repede pe Mobile Warfare Doctrine, ar fi destul de important să vă luați acest Military Theorist, pentru că vă dă un 10% la Research Speed și încep să se cam strângă chestiile astea. Adică deja ai din start un 35 de zile, 35 de zile sunt 70. Dacă mergi pe latura asta, de aici mai acumulezi, ai 140 de zile, până pe aici ajungi la 210 zile economie. Deci, ce să zic, pe parcurs ai foarte multe boost-uri. Deci, așa ca o chestie atipică, o să bag în Military Theorist momentan. O să mă aliez cu Germania, nu o să mă aliez cu Germania, lupule. O să vezi de ce. Germania, când te bați cu Uniunea Sovietică, vine și îți papă cam tot ce ei. Și nu mai poți să iei nimica de Uniunea Sovietică. Practic, ajungi să te uiți cum ia Germania toată Uniunea Sovietică și tu iei ce-ți mai rămâne din zona asta de sud-est a Uniunii Sovietice. De asta nu e bine să te aliezi cu Germania. În afară de asta, după ce te aliezi cu Germania, nu poți să mai duci niciun război de unul singur. Vrei să faci un fel de la Resistance doar ca România. De principiu, am mai încercat la un moment dat un scenariu, nu mai știu până unde l-am dus, în care nu m-am aliat cu nimeni și am jucat împotriva tuturor, ca să zic așa. Victoria 2 dacă nu fac. Nu știu, depinde cât de mult aud Victoria 2 pe chat. Dacă aud foarte des, cred că la un moment dat probabil o să fac. Văd că ăștia au ajuns la nivelul maxim de experiență, deci o să-i pun aici să protejeze Balcanii. Când o să înceapă războiul, o să am nevoie de ei. Ăsta a tot papă bugetul, deci ca urmare nu o să avem niciodată aproape mai mult de o fabrică acolo lucrând. N-are sens să producem nimic altceva. Anyway, naval exercises. Da, așa că flota asta trebuia să o mărgim cu cealaltă, cred. No, hai să te duceți aici ca să vă mărgeți cu oilați. Nu mai știu unde dădeam mărgi. N-am mai jucat de mult. Mărgi de Selected Task Force. A, așa, le-am dat mărgi. Acum le-i trimit pe toți în larg. Văd că ăștia sunt singuri inexperimentați. Oricum nu o să-i folosim până nu batem Rusia. Nu o să scoatem flota în larg. O să o pierdem. Numai Victoria 2 zici. Bun, deci ce ziceam? Acum eu mi-am activat acel boost la Research Speed pentru asta. Drept urmare s-a redus durata de cu 35 de zile. Dacă aș fi avut 100 experiențe, momentan am doar 1, aș putea să o fac în 176 de zile, deci destul de importantă experiența. Nu știu dacă toată lumea folosește asta, anyway. Pentru cine mai știe mai de mult, nu mai funcționează chestia aia, să facem paralel Concentrated Industry și Dispersed Industry. Au dezactivat-o. Salutare Golden, am putut să zic. For evoluția legionarilor. Așa, ce-mi zice Denis, dacă trebuie să fac, cred că te referi. E pe bani jocul, zice. Ok, să fac ce challenge-ul ăla cu forța navală, cred. Sugerez să-l pui pe Mihai Antica, rege, Carol I face... Da, ideea e că nu poți să-l pui odată, nu poți să-l pui pe Mihai I, nu știu dacă știi, dar pe Mihai I nu poți să-l pui de la început, pentru că toată lumea l-ar pune, numai care să scapă de penaltiurile alea, cum zici tu, căcaturi. Nu poți să-l pui decât foarte târziu, iar decât să-l pui pe Mihai I, poți să pui mai degrabă... Care e problema cu Mihai I? Pierzi... Aveam impresia că la un moment dat, când îl puneai pe Mihai, pierdeai ceva, niște boost-uri. Și aveam impresia că pierdeai boost-urile de la Revised the Constitution, dacă nu mă înșel. O să mai moi, că trebuie să încerc într-un scenariu asta, dar nu știu cum să fac acum pe live. Deci am obținut încă un research slot. Acum ce facem? O să dau pe Balkans Dominance. Apropo, trebuie să fiu un pic atent, că ăștia deja au început să fie gata și să-i deployez. Deci am 7 divizii care sunt gata. Am 21.000 de puși de produs. Mai am, ia să vedem cât stau ca task force. Sunt la 399.000. Deci trebuie să urmăresc atent, pentru că nu vreau să produc mai mult de 400.000 de trupe. Al patrulea research slot, în ce am putea să-l băgăm? În support weapons, de exemplu. Că vrem să ne batem cu ungurii. Poți să iei niște teritorii de la Polonia, când se bate cu germanii și Uniunea Sovietică.
Păi poți, dar numai dacă intri în război cu aliații, pentru că o să intri în aliați Polonia. Nu știu, poate îmi zici de un scenariu anume cu asta. România Research All. Păi aia cu un challenge cu România Research All. Merge doar pe Iron Man ăsta să-l faci ca să deblochezi și niște achievement-uri. Văd că am făcut 113 political power. Acum ce ar merge să-ți iei ca să... România are nevoie de mult political power la început de drum. Să-ți iei pe Gheorghe Argeșanu, o să-ți dea un boost la political power. Ajunge la 1.40 pe zi. Și imediat după asta merge să-ți iei pe... Backroom Stabber Petru Groza. Alianța Română-Polonă. Mă, poate în alt scenariu facem Renew Romanian Polish Alliance. Dacă mă duceam pe Preserve Romania, dar m-am dus pe Balkans Dominance. Da, deci nu cred că mai pot să deblochez aia și oricum nu vreau să joc momentan pe ea. Nu în scenariul de azi. În scenariul de azi o să jucăm altceva. Deci nu o să mă bag în alianță, sorry că te dezamăgesc. Atacă și tu Polonia, nu lăsa la German tot. Mă, nu e pe scenariul ăsta ce vreau să joc eu. Te incomodează. Dacă te bași să atași Polonia, nu o să fii pregătit cu cucerirea zonelor de aici. Adică nu s-a pus să iei Ungaria, nu a pus să iei Slovacia, nu a pus să iei Iugoslavia, Bulgaria, Grecia și vreau să încerc să văd dacă reușesc la limită să iau Turcia până să ne atace Rusia. Nu e destul de ușor, e destul de greu de fapt asta. Dar vedem în funcție cât de pregătiți suntem. Bun, deci 443.000 de trupe. Nu vreau să produc mai mult decât am nevoie, deci o să încep să cancelez aici din divizii 424.000. Dau cancel la încă una, am 415, pot să mai anulez una. 405.000, bun, le dau la toate deploy. Bun, acum avem necesar, avem 400.000, am putea direct să atacăm Ungaria, doar că este septembrie 1936. Stai să vedem când se termină Balkans Dominance, cât suntem. Ce facem acum cu trupele astea, că sunt majoritatea greenies, nu începem război cu ei așa, începem să le dăm exercise with army. Ăștia nu au nevoie, că sunt cel puțin train, deci nu vor avea penalty-uri. Dar restul s-ar putea să aibă. Salutare, capitane. Salutare, Grigore Răzărescu. Bun, deci momentan le dăm exercise with army la trupele noastre, pentru că ne-am terminat antrenamentele. Acum nu avem nevoie decât de reinforcements, ceea ce înseamnă că trec pe primul loc reinforcements, o upgrade-ul e pe locul 2. Stai să ne mai gândim. Avem un deficit de 20.000 de puși, deci mai avem nevoie teoretic de ceva fabrici militare. Ce ai ratat? Aici ratat câteva puncte de început de joc, nu e bai. 6 fabrici civile. Mai încet că nu înțeleg, voievod. Păi pune-mă să repet ce n-ai înțeles dacă vorbesc prea repede. Sunt mult de zis la Hearts of Iron 4, îmi pare rău, dar... Sunt atât de multe informații de zis la jocul ăsta. Și de explicat, lumea de obicei nu e foarte atentă la ceea ce zici, pentru că vin direct cu propunerea... Stai, fă așa, fă așa, că știu eu o strategie, știu eu că te aliezi cu ăla și ataci pe ăilalții și... ok, ne-a antrenat asta cu Consent Industry, acum avem doar 0.23 penalty pentru Consent Industry, o să-l iau pentru că e destul de fain. Stai să vezi ce am mai deblocat. De la Engineering ar mai merge radio pentru că mă ajută în luptă, reinforce-ul. De când aștept să fac live, adică cu Hearts of Iron 4, vrei să zici. Acum ce ar merge? Nu știu dacă merită să-mi iau Division Recovery Rate. Mie una, mi se pare una dintre cele mai șmechere chestii, dar nu cred că pot să obțin. Asta cu... îmi trebuie Brilliant Strategies pentru el, da? Ideea e că băiatul ăsta deja e la limita de trait-uri, adică are Offensive Doctrine și Logistic Wizard. E aproape imposibil să obții Aggressive Assaulter pentru că trebuie să mă obțin un skill, și anume ăla de Strategist. Dacă nu mă șel eu. Da, Brilliant Strategist. Și Aggressive Assaulter. Deci mai are cel puțin două. Eu dacă îi bag acum în Charismatic sau Organization First, îi cam tai din opțiuni. Ce mai merită să-ți iei pe el, mai bine poate decât asta, e să-ți iei Skill Staffer-ul și Expert Delegator. Deci ai maximum de 4 trait-uri care poți să le pui. Dacă ajungem să jucăm până acolo, da. E, acum, moment critic, e 7 octombrie 1936, pot să dau Align Hungary sau National Defense Industry. Eu o să merg pe varianta asta că vreau să mă generez niște fabrici militare până să mă bat pe Ungaria. Există riscul dacă atacați Ungaria foarte devreme, cum e acum, când Ungaria pare că are vreo 7 divizii sau ceva de genul ăsta, să cedeze și să nu poți să o cucerești. Efectiv, se predă.
Și unul dintre cele mai nașpa lucruri care poate să se întâmple. Dreptul mare mai amâne atacul asupra Ungariei. Eu de obicei fac, foarte des fac chestia asta ca să fiu sigur că, uite, știu, vin cu România cu 48 aproape de divizii, 47, și ei sunt niște amărți acolo în fundul gol. Văd România pe graniță și ia o taie. Deci dacă apucăm să jucăm lupule, scuze, schimbând subiectul, până acolo, da, am putea să atacăm și Africa. Dacă duc scenariul până acolo. Da, e super complex jocul ăsta, cum zice Mapper. E atât de complex și sunt foarte multe lucruri de zis. Numai despre joc. Deci poți să povestești numai despre joc cu grămadă de lucruri. Ok. Să mă fac fascist și să-mi fac propria alianță. Mă, ideea cu fascismul e un scenariu anume ăla, și anume ăsta să mergi pe Point Pro-Axis Government și Iron Guard. Eu personal prefer varianta Recruitable Population plus 1%, spre osebire de ăsta care îți dă minus 1%. Damage to Garrison ai minus 20%, deci ai tot felul de penalty-uri foarte nașpa băgate. Nu prea mi se pare combinație momentan. O să mai evaluez scenariul ăsta, dar nu o să-l facem acum. Vă zic ca să știți. Ok, mi-am făcut political power, n-am fost atent, trebuia să-l pun Petru Groza acum repede. Ok, am 1.50 pe zi political power. E maximul posibil care pot să-l generez cu România cu stabilitatea curentă. Oi 4 e mic copil pe lângă Victoria 2. Victoria 2 e mai complex. Mai de unde până unde voi văd asta? Victoria 2 e mai vechi și cred că am mai jucat Victoria 2 și ai văzut că nu prea era mare complexitate acolo. Mie mi se par cam basic lucrurile care poți să le faci pe Victoria 2. Eu așa zic. Hai să vedem că nu am fost atent ce am deblocat. Deci am terminat o tehnologie de acolo. Aș putea să bag acum, astea o penalty de 1.10 ani, e cam mare. Asta are penalty de 0.10 ani. Eu să-l iau... Trebuie să te tot focusezi, să alternezi între cele care au penalty-ul cel mai mic, dintre cele pe care vrei să bagi. Eu aș vrea să bag în cele de armament. Evident, zona de research speed și așa mai departe și în paralel zona de construcție, industrie și construcție. Se repetă live-ul? Care live? La următorul live îți las o serie de moduri pentru România, Hui 4. Am lăsat un comentariu lui Petronian Gix. Recomand seria România... A lui. Așa. Bine, păi, hai să vedem. Am terminat National Defense Industry. O să refuzăm intrarea în Comintern. Și acum o să-i dau Line Hungary, pentru că aș merge și Agrarian Reform, dar e un moment bun să dau Line Hungary. Suntem la 17.000 de puști, peste aia o să le opresc antrenamentul trupelor, pentru că împapă destul de mult. Iar ăștia sunt aproape deveniți trained. Teoretic ar trebui să ajungem într-un punct relativ ok cu el. Așa. Băgăm în continuare pe... Să-mi fac un imperiu. Păi, un imperiu te refer la... La ce mod te refer cu un imperiu? Până la cât ții live-ul? Păi, în funcție de cât mai stă și lumea, pentru că dacă lumea iese, probabil că-l oprim. Dar, de principiu, putem să-l ținem până pe la 11.30, 12, ceva de genul ăsta. În funcție de cât stă și lumea. Deci, momentan, luăm Ungaria. Încerc să o iau acum cu pierderi minime. Stau până la 1 sau 2. Axis, Comintern sau Allies? Mă întreabă Grigore Lăzărescu. Să mai pun continuu varianta Imperiu. Să nu mai joc pe varianta Imperiu, să joc pe altă variantă decât aia de Imperiu. E varianta mea preferată, dar ok, înțeleg ce ziceți. Ca sugestie așa de... Ar vrea să vedem altă variantă decât aia de Imperiu, nu? Asta încerci să zici? Refa Antanta. Da, uite, ideea e că eu vreau să încerc de fapt altă combinație cu...
Cu excepția faptului că la nivel high level, macro, da, este varianta Imperiu, eu vreau să încerc niște combinații de, de strategii de luptă, dar pe varianta Imperiu, da, sorry. Cu cât mai mult, cu atât mai bine, că live-ul cu România mai rar, dar mai fă și Kaiserreich. Bun, acum sunt în dubiu dacă să bag Industrial Concern sau să schimb Civilian Economy. Văd că stau pe 0 cu ăla. Hai să bagăm Partial Mobilization, să generăm niște fabrici. Pe astea de Peru, în mod normal, ar trebui să le duc pe la nivel 3. Hai să le duc, deci sunt unul, o să le duc la plus 2. Și ăsta ar merge la un plus 2. Acum, cele care în mod sigur n-aș vrea să fie atacate sunt astea, sunt câteva poziții cheie pe care nu aș vrea să le atace băieții ăștia. Deci o să le duc la nivel 4, chiar 5. Ideea e că pe cele care le duceți la nivel 5 nu o să vă atace rușii. Bine, oricum ei folosesc bombardiere, drept urmare vă cam seacă. Victory is entered war. Acum trebuie să le opresc exercise vizar. Mie, între timp, ăștia or să vină peste mine. Și ce facem în paralel? O să-i dau... aș încerca să-i dau ăsta cu agrarian reform-ul. Dar mai degrabă o să-i dau pe fortify borders. Bun, deci îi atacăm pe băieții unguri și ce fac diferite pe zona de strategie de luptă în care vreau să încerc o combinație. Vreau să-i las pe unguri să vină un pic în față. Să ia inclusiv Clujul. Pentru că ei nu au foarte multe divizii. Iar dacă își trag foarte multe trupe în zona asta, o să fie greu să-și aducă înapoi. Trebuie să-i aștept să ajungă și cu ceva trupe pe Cluj, că altfel n-am făcut nicio combinație. Bun, i-am adus acum. Care ar fi schema acum mai departe? O să jucăm pe modul manual acum. O parte, deci o să-i atac pe în câteva puncte specifice. Cum ar fi astea? Acum pe zona de aici de jos pot să-i presez de asemenea. Doar ca să-i țin, să zicem, în loc. Ia să vedem, noi luăm de aici 3 divizii și îi trimitem tot acolo. De fapt, mai degrabă i-aș trimite acolo. Cam așa. Acum ideea e că încerc să recuperez pozițiile astea care le am. Pe de altă parte o să șterg linia. Nu? A, tu erai fan în Ungaria, zice, de aia zici nu, că nu vrei să atac Ungaria. Ideea e că încercăm să-i închidem aici în buzunarul ăsta și să le prindem aceste 4 plus 2, 7 divizii. Mai ales că iau câte o singură divizie pe pozițiile astea. Trupele de aici nu se pot retrage pentru că sunt prinse în atacuri defensive. Drept urmare, ei nu au cum să-și retragă trupele astea, cele 7 divizii de aici și vor pierde pozițiile astea. Iar celelalte le pun doar ca să încerc să creez un arc exterior de înconjurare a trupelor lor. O să fie un pic tricky la un moment dat, dar sperăm că iese bine. O să dau și conversion bonusul de acum. A dus supplementary budget. Acum ce mai merge să facem? Cred că aș băga în asta. Ia să vedem dacă mai e ceva care merită de aici. Nu cred că merită altceva. Acum avem un pic de pierdere, dar asta e viața. Voievod de cam târziu. Deci voievod și cu Segal ziceau să nu atacăm Ungaria. Îmi pare rău că v-am dezamăgit.
Uite, băieții mei acum, nu știu dacă au observat toată lumea, au reușit o parte dintre ei să pătrundă acolo. Sunt 5 divizii. Acum, care-i schema? Dintre ăștia 5, o să luăm așa. Ăștia 5 îi trimitem acolo, 3 îi trimitem acolo, iar unul dintre ei îl trimitem aici. Practic încercăm să închidem arcul și prin exterior, față de unguri. Poziția aia este complet neapărată de către unguri, nu știu dacă ați observat. Și nici nouă ce divizii să mai aduc acolo. Iar băieții ăștia doi, practic, o să-i spargă în două grupe. Unul dintre ei încearcă să închidă arcul pe aici. Unul dintre ei îl trimit peste linia râului. Pentru că râul e de obicei mai greu de cucerit. Atacă România mai bine. Sunt mai slabi. Fă Ungaria puppet. De ce să facem puppet? O facem... Avem nevoie de fabrici. Asta e ideea cu România. Acum... Ideea e că aș fi încercat să-i tai lui ăsta retragerea, dar n-am suficiente trupe în exterior acolo pentru un conjur. Am să văd dacă îmi duc acolo un soldat. Aș putea să fac altă chestie, să mi-l duc peste aici. Ăsta așa, să le închid, în față. Practic să prindem toate trupele ungare aici. Ar fi o schemă destul de bună. Mai ar trebui să reușesc să deblochez acum latura asta, că n-am suficiente trupe duse acolo. Ia să vedem dacă pot să iau. Dacă pot să-mi iau de aici niște trupe, ia să-mi iau o jumătate. Și să-i duc acolo. Doi o să-i duc acolo. Așa și una aici. Ce zice? Avem nevoie de fabrici să o facem papă după ce ne revenim. Da, 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 exact. E explicația pe corectă, Denis a explicat corect. Măcar atât. Dar se egal, ideea este că tu trebuie să privești jocul ăsta la nivel macro. Indiferent ce faci endgame, sunt puncte în care ai nevoie să faci, să-ți atingi niște obiective. De exemplu, acum, obiectivul principal este să îi înconjurăm pe unguri aici, să le blocăm toate diviziile. Și exact asta încercăm să facem. Bun, ăia vin în pozițiile astea. Și acum cu deplasarea asta a noastră, practic am închis aproape tot arcul de... Și am blocat întreaga armată ungară într-un... E încercuită întreaga armată ungară. Acum ei practic nu mai au nicio scăpare. Pot să facă ce vor ei. Dar ideea ar fi că... Pot să-și șterg linia cealaltă. Trebuie doar să așteptăm ca să se sece. Intră în axă. Salutare, Alex RTG. Să intru în axă? Nu prea urmări ce am făcut pe aici, dar... Oricum mă bucur că... ești fan intrării în axă. Am reușit aici o... o să încerc să-i duc pe majoritatea acolo și să iau doar una singură să țin aici presiunea. Ok, hai să vedem că văd că s-a deblocat orășelul ăla. Am înțeles. Ok. A, și-au reușit să recupereze aia, nu? Hai că măcar i-am prins pește la alții aici. Haide, haide. E, acum ar trebui să le crească pierderile lor destul de mult. Pentru că sunt complet prinși cu întreaga armată aici. Intră în... Comontar. Ardealul pământ a românesc. Gata să trăiți. Ok, ideea e că au pierdut deja teritoriul, săracii de ei. Îmi pare rău pentru ei, sincer, acum, dar chiar sunt terminați. Ești mai nevoie să pușez aici, pentru că deja sunt perfect înconjurați. Bine, aș putea teoretic cu băiatul ăsta să-l trimit să ia Pexul și Budapesta, dacă vreau să-i capturez complet. O să-i trim pe ăștia doi momentan, până îi capturăm pe unguri. Pentru că teoretic poți să câștigi deja războiul dacă iei Pexul și Budapesta.
Ia să vedem cât avem. A, deja sunt capturați, îmi pare rău, guys. S-a terminat războiul. Nici n-am avut pierderi prea mari, am avut doar 8K. Și asta a fost. Îmi pare rău, asta a fost Ungaria. Da, o să o luăm pe toată, pentru că nu pot să dau puppet acum. Avem nevoie de fabricile lor. De fapt, ăsta e singurul motiv pentru care îi atacăm. Avem nevoie de fabricile lor. Ok, acum cu extra political power-ul, ce ar merita să luăm? Acum avem variantele limited conscription, care ne-ar da un exces de care avem nevoie de trupe. Și trebuie să ducem undeva trupele pe la 500.000 acum, ca să putem ataca Cehoslovacia. O să dau pe high priority chestia asta și upgrade-urile o să le diminuez. Până atacăm Cehoslovacia, nu știu dacă o să fim gata, cred că s-ar putea să dau să luăm Ungaria. Dar vedem, Ungaria nu cred că o să fie defiant, dar vedem. Ce hartă faină, zice Mapper. Da, și mie îmi place, nu? Ideea e că ne-am mărit numărul de fabrici. Deja avem 10, civilian avem 11, navale 2. Ce-au mai stricat, băieții? Nu știu dacă v-ați prins cu asta, cu resistance. Avem în continuare acum probleme. Resistance strength e undeva pe la 3%, 2,2% a țărilor cucerite. Da, am dat la trupe să le antrenăm acum. Am dat la trupe pentru că avem nevoie de niște divizii în plus ca să luăm Cehoslovacia. Trebuie să le ducem la 500.000. Nu mai am recruitable population, dar de asta am și activat limited conscription-ul. Daniel, Mr. Daniel și cu Carlos. Vedeți că n-aveți voie să vorbiți în altă limbă decât română sau engleză. Ce e cu conturul ăla galben în plus? Asta este rezistența lor, Mapper. Da, apropo, sunt curios, acum pe live-ul ăsta nu e decât voivod sau nu mai era? Ca moderator. Ia, aruncăm o privire. Avem 17 persoane watching. Wow. Păi au tradus? Nu știu. Să nu te ocupe foarte mult de nave, zice Alex RTG. Da, dar nu, am băgat numai convoaie. Cred că tu ai intrat un pic mai târziu. Ia stai că vreau să fac o chestie. Ok, hai că am făcut-o. Hei, salutare Nicolae Bănică. Bine ai venit. Deci, da, doar așa ca reminder. Am pus să antrenăm niște trupe. Momentan vreau să le duc la 500.000. Nu știu câte trebuie să mai pun pe aici. Mi-a antrenat National Focus-ul ăla. O să dau puppet Bulgaria momentan, că n-am suficient să dau split Cehoslovacia. Pe partea de navale nu producem decât convoaie și infantry equipment. Acum, ideea e că încă mai aveam un deficit de infantry equipment. Destul de mic, dar totuși un deficit. Și mai am și pe stil, minus 3. Daniel, eu te văd că... Mr. Daniel, eu te văd că vorbești numai în altă limbă cu Carlos. Ok. Am terminat și delay-ul în paralel. Pentru cine ne-a fost de la început, putem să facem acum, jucăm pe Mobile Warfare Doctrine. O să consum și experiența asta extra ca să boostăm research-ul. Terminăm și Elastic Defense mai repede. Da, ideea e, ziceam Mr. Daniel, că pe live-uri avem o regulă și
Zice că nu ai voie să vorbești în altă limbă decât engleză sau română dacă nu traduci și ceea ce zici. Păi oricum ai două porturi navale, Alex. Deci cu porturile navale oricum trebuie să le bagi în ceva. Bun, deci am pus astea momentan, am 480 armata în training. Cred că mai trebuie să pun niște trupe în training. Nu dau seama câte încă, pentru că n-am destulă populație. Da, aș vrea să fac niște nave, niște avioane, scuze, dar vreau să zic că noi nici nu avem, cred că, studiat, dacă știi sau nu știi, noi nu avem, cred că, air support-ul studiat. Close air support-ul. Deci asta ar merita să-mi fac, da, pentru România. Nu mai trebuie infantry equipment, out artillery support equipment. Ok? Ca minus 1,1K. Vreau să termin producția, să termin complet cu infantry equipment, să trec pe pozitiv. 499.000, deci aproape sta acolo la 500.000. Pe băieții ăștia o să-i las momentan să-și facă training-ul, pentru că vreau să-i ajut să ajungă aproape la statusul de green, să treacă de green. 499, 500.000, cred că e perfect. Ia, stai să vedem dacă m-am nevoie de ăștia ultimii, că nu, asta îmi dau seama. A, cred că s-ar putea să am nevoie de ei. Din păcate, să vedem acum dacă trec de 518.000, deci n-am nevoie de ultimii. 508.000, sunt ok. 510, 511, stai că cred că dacă mă duc la 515 pot să mai anulez una. Cred că o divizie are, cât are, cât manpower? 9600, dacă mă duc la... A, pot să mai anulez una de acum, că e 511.000. 501.000, perfect, gata. Așa. Deci, felicitări, da, cu plăcere, Rom. Eu îi dădeam șanse lui Evil personal. A, și am zis că cred că o să retrag la câteva persoane. Cred că una dintre ele, sigur am zis-o, dar n-am apucat și oricum nu cred că am mai intrat pe live. Modul. Așa. Deci am avut acum. Am luat asta. Am zis că facem puppet. Dacă sunt un pic focusat. Eu zic să intre într-o alianță prin 1938-1939. Eu aș încerca să fac fără alianță cu aia. Să știi. Asta era planul meu. Să vedem acum ce ar merita să mai fac. A, scuze. Normal, merită să-mi facă Gheorghe Avramescu de Infantry Division Attack și Defense. De asta a și durat atât de mult cu Ungaria. Ar fi durat mai puțin. Da, voi văd, din păcate, da. Ok, acum ce ar merge? Aș băga în construcție doar pentru că am forturile astea pe care vreau să le termin. Deci, uite ce-mi fac ăștia, apropo de rezistans. Generează pagube prin țară. Acum, na. Încercăm să ne ocupăm și de ei. Bun, deci am trecut pe plus la Infantry Equipment. Cred că deja pot să comut pe două chestii. Una dintre ele pe care am deficit destul de mare este Support Equipment-ul. Și aș încerca să bag în asta cât mai mult. La Infantry Equipment nu cred că mai am nevoie să bag atât de mult și mai am nevoie să bag în ceva, și anume în Towed Artillery. Am deficitul ceva mai mic, dar totodată durează destul de puțin să revin în zona aia. Bun, avem acum penalty la producția asta. Dar oricum efficiency cap-ul este mult departe. N-are sens încă să bag în tungsten. Vezi că nu mai ai resurse. Am văzut că sunt pe negativ și am penalty la producția lor. Dar penalty-ul e încă destul de mic. E doar 12% și vreau să-l las momentan acolo. Iar celălalt penalty, din nou de 12%, se duce în altă parte. Ideea e că dacă mai sacrific, rămân cu 0 fabrici de construcție. N-am ce să fac, efectiv. N-am fabrici. Așa e cu... Ce merita aici o chestie, nu știu dacă știți, România exportă petrol. Momentan avem... Curent exporți? Nul.
A, din cauza că facem alea pentru cu navele. Am putea să le trimitem să oprim operațiunile navale, că nu mai are sens să facem. Bulgaria se predă. Ok. Hai să deployăm trupele atunci. Și să dăm la Cehoslovacia. Bun, hai să dăm Cehoslovacia. Avem 501.000. Și Cehoslovacia start. Ce să mai băgăm noi aici? Asta e să mă uit la o chestie acum. Cu export. Vreau să văd dacă export eu ceva, dacă nu. A, nu exportă nimica, că nu vrea nimeni. Nu vrea nimeni încă petrolul nostru. Deci nu are sens să bagă în petrol. Alex, Runner nu joacă cu cheat-uri. Da, mersi, Evil. Mi-a dat bagă set ruling party C. Nu, nu, nu băgăm cheat-uri, sorry. O să bag în support weapons 2-ul ăsta și o să încerc să iau următoarea chestie, să încerc să construiesc avioanele de suport. Bun, acum, dacă se întâmplă, există probabilitatea să se întâmple ceva nașpa cu Cehoslovacia. I-aș fi invitat la mine pe teritoriu pe ăștia. Numai că nu-mi place neapărat, că nu ai foarte multe opțiuni de invita. Dar oricum, dacă ar fi să-i inviți, ar fi ceva de genul ăsta. Cam așa. Aș încerca să-i invit pentru că de multe ori încerci să împingi împotriva Slovaciei și nu ai cu ce. Și nu reuși să-i împingi. I-am trimis pe Băsescu și navele pe Marea Neagră. Voivodul Spământ ca tare am. Ok, deci ne ocupăm de suport echipment câte unul pe zi și tau de artillery câte unul pe zi de asemenea. Avem niște penalty. Alex, mă doare. 14 micronații. Mă întreb ce face Miklos Horthy acum în iad. Mai cere resurse de la americani, zice ăsta. Tocmai ce am zis, Alex, de ce nu iau resurse de la americani? Pentru că am doar două fabrici. Și alea două fabrici, dacă le bagi una dintre ele să iei steel, una să iei tungsten, o să ai zero. Deci nu mai construiești absolut nimica. Deci dacă l-ai pe Carol al doilea la conducerea țării, trebuie să te focusezi cumva și pe... Ați lăsat totuși să ceva loc acolo de construcție, să mai construiască ceva fabrici, pentru că durează o vreme până cucerești și generezi fabrici, da? 11 fabrici civile, nu prea faci mare brânză. Tancuri, ce zice Nicolae Bălănesc, Bălănică? Să fac niște tancuri sau ce vrei să zici? O să încercăm să facem niște tancuri, dar mai încolo un pic. Tu vrei neapărat să mă fac fascist. Ideea e când te faci fascist, nu știu dacă știi, dar pierzi Revise the Constitution. Asta se întâmplă. Iar pe latura asta, tocmai ce ziceam eu mai devreme, de ce nu-mi place. De ce e și la un scenariu, dar nu o să joc azi, sorry. De ce nu-mi place ăla? Pentru că ai niște penalty-uri și le-au înrăsprit penalty-urile alea. Division attack on core territory, ok, astea sunt ok. Damage to garrisons, minus 20%. Deci, practic, dacă tu vrei să joci stilul imperialism, nu e o idee bună să joci Iron Guard. Poți să joci Iron Guard dacă te bagi în alianță cu Germania și ok, accepti ce-ți mai rămâne de pe la ei. Ce-ți mai dau nemții, dar altfel nu e o combinație. O să-l iau și pe Army Offense aici să tăm un mareșal. Așa, pune-l pe Ion Antonescu la putere. Doar dacă te faci fascist poți să faci asta. Dar nu vreau să fac asta, ți-am zis de ce. Pierre Revise the Constitution, ai penalty-uri la atacurile asupra garnizoanelor inamice. Nu e pentru război ofensiv, decât în combinație cu o altă forță. Opa! Nu știu dacă ați văzut, dar asta înseamnă că Cehoslovacia este defiant. Ne-a ignorat ultimatumul nostru. Ha.
Ne-a ignorat ultimatumul Cehoslovacia, nu știu dacă ați realizat. Sau dacă vă pasă. O să facem His Majesty Loyal Government, mă gândeam. Ca să merg pe Militarized Sentinel și dau All Parties Must End cât mai repede. Deci e un scenariu destul de atipic, nu se întâmplă foarte des, dar se pare că se întâmplă acum mai nou pe nou patch, pentru că am încercat din două ocazii și a zis foarte rar se întâmplă asta pe patch-ul precedent. Acum ce se mai poate întâmpla? Când atașe Cehoslovacia, există probabilitatea ca să intre în alianță și să ne trezim că ne batem și cu aliații. Vedem ce se întâmplă. Sunt tare curios. Și n-am suficiente trupe pe aici, pe una dintre poziții, acum am observat. Dar de ce oare n-am destule trupe pe poziția aia? Mai întreb aici un... Cinzi Insignia, nu? Mai întreb un comandant pentru trupele astea. Am cam multe trupe înghesuite pe zona aia. Nu-mi place aici cum e făcută linia graniței. Te invit foarte mult în Ungaria. Hei, salutare, Cristina Elena Huțuleac. Mă atacă! Mă atacă ei pe mine. Mamă, ce ambițioși! Hai să încercăm o combinație acum, dacă ei mă atacă, sunt curios dacă au trupe acolo sau nu. Ia să încerc să-i duc acolo. De fapt, hai să o luăm pe latura cealaltă. În cazul în care e cineva acolo. E funny că mă atacă ei, slovacii. Ia, hai să nu mai... Au, tankuri. Funny. Ia, hai să le blochez latura asta, pentru că... Divizii mei ăștia. Dar nu pușează, asta nu-mi place. I-am invitat pe latura asta, dar nu prea se bagă ei. Încercam să văd unde pot să obțin niște locuri în care să intru peste ei, să le tai avansul. Uite cum ar fi punctul ăla. Nu e apărat de nimeni. Acum... Aici ar fi interesant următoarea chestie, să spargă acolo și să le blocheze avansul pe latura asta. Da, nu-mi place. Nu-mi place că n-am loc de pătrundere peste ei acolo. Eu vreau să le tai cât mai mult, să le spargă armata. Mă bag cu Cehoslovacia acum, Alex, bro. Îi mai las un pic, că vreau să pătrund mai bine acolo. O să lăsăm poziția asta ca să revină pe ea și aș încerca pe asta să o le iau. Ok. Veștea-vă că i-am blocat aici. Dar e doar o divizie, din păcate. Ia să vedem acum dacă îi atac pe ăștia aici. Ok, hai să vedem. A chemat Franța împotriva noastră. De ce? Uite și tu ce se întâmplă. Franța nici măcar nu e în război, nu e în alianță încă acum. Sau e? Ba da, e în alianță. Deci se pare că ne batem și cu aliații. Nasol moment. Cu intrarea francezilor în război aici. Ne cheamă în facțiune Germania, se pare că trebuie să intrăm în facțiune. N-a durat mult combinația asta, pentru că... Am încurcat-o. Trebuie să intru în alianță cu nemții, că n-am încotro, se pare. Cehoslovacia a intrat în alianță.
Ne trimit voluntari italienii. Non-aggression pact din partea Germaniei. Mă gândesc că acum stau în dubiu, dar deja nu prea mai îmi place scenariul foarte tare, că s-au băgat în aliați. O să le vină trupe ăstora. Singura fază este că momentan nu au cum să debarce în România, deci singura variantă în care ar putea ajunge trupe la ăștia, nu prea o variantă de fapt, să fiu sincer. Nu au cum să le vină ajutor cehoslovacilor. What is război? War? A, ah, uite aici, altă chestie. Deci băieții ăștia n-au nicio treabă. Uite și tu cum o lasă teritoriile. Au chemat British Malaya, au chemat toate nebunile. Da, trebuie să le setez linia frontului. Aparent. Pentru că nu prea s-au auto-invitat pe teritoriul meu. Care sunt ordinele? Dar hai să vedem dacă reușim să le luăm ceva poziții. Atențiune. Ia, aici dacă avansăm. E ca în slabă linia frontului lor pe latura asta, văd. Faza tare este că, practic, chiar și dacă mă bag cu toți aliații, momentan ei n-au cum să debarce aici. Singurul minus pe care l-avem noi este că au superioritate aeriană, care noi nu-l avem. Aliații pot să le trimită avioane. Au de deja au pierdut toată zona de aici. Sunt terminați. Acum, ce ar trebui să fac eu ar fi să încerc să-i capitulez. Până când apucă să se replieze. De exemplu, am căluț. Căluțul poate să le trai aici retragerea, să le iau Bratislava. Au pierdut linia asta de front, asta e ideea. Eu acum oricât s-ar mai agita, nu prea mai au ce să facă, pe latura asta e terminată de ei. Docking Rise din partea germanii, le dau. Intră în facțiune, că de acum încolo o să fii atent și la sovietici. Da, ideea este că acum nu mai poți să ataci alte nații, pentru că ori să intre implicit în... într-o facțiune, dacă intru și eu în facțiune. Înțelegi, asta este problema principală. O să mă duc către Praga cu căluțul ăsta. O să mai am eu de aici un căluț. Parcă aveam un căluț aici, n-am? Nu, am acolo căluț. Uite aici un căluț. Vreau să le iau teritoriile celelalte cât mai repede. O să dăm aici un offensive line. Vreau să închidem arcul ăsta. Dar să vedem dacă atacă trupele mele pe latura asta. Ok, mai au încă ceva trupe aici. Păi jucăm pe Iron Man, din păcate nu pot să dai înapoi. Cred că l-au făcut acum, din păcate, Denis, pe nou patch. E făcut de așa natură că efectiv nu pot să schimb ceva. Uite, e aproape terminat aici latura asta. Asta e ideea că nu mai au gata de marș. Gata de marș. Deci aici le cam după ce închizi capitulezi. Ideea e că dacă problema principală ar fi asta, că dacă capitulatul Slovaciei, gata, i-am blocat pe ăștia din partea dreaptă, sunt complet închiși. Poți să le mai dai dacă vrei aici un offensive line adițional la băieți.
doar ca să-i presionez pe ăștia. Dacă am jucat vreun joc, Total War. Da, am jucat Total War. Ok. Nu mai pic acum. Vreau să fac o chestie. Wow, suntem 25 pe live. Wow, când am devenit 25? Dacă îmi fac spioni? Mă, n-am văzut asta. Cum e chestia cu spionii? E vreo chestie separată? Nu știu dacă nu-mi trebuie addon-ul ăla ca să fac spioni. I-am cam închis aici pe ăștia. Acum aveam mai mare satisfacția dacă... Văd că m-au divizii. Mă așteptam să nu-i mai aibă nicio divizie. Ok, măcar le-am izolat pe alea de acolo. Am făcut și infantry equipment înainte să bag Orita. Ah, ai decizii, recruit a spy. Ok. Trebuie să vedem acum la export. Ah, uite, vezi, acum merită să investești în excavation pentru că o să ne generezi extra fabrici. Uite, avem 10 fabrici civile, apropo. La decizii recruit a spy, zici tu că avem opțiunea de recruit a spy. Mă, să știi că nu mi-apare, cred că îmi trebuie addon-ul ăla. Denis. Momentan nu mi-apare chestia asta. Apropo, war support-ul sunt un pic jos. Ar merita dacă fac niște political power să mai bag în war support, că sunt pe negativ un pic. Elastic defense, am terminat și elastic defense, acum am doar 71. N-am destul să bag, era fain că va dura doar 171 de zile. Bă, că ăștia s-au mobilizat pe latura asta și cam termină. Aveam nevoie de un nou 100 experiență ca să facă la mai cu boost. Ce mai fac? Mă întreabă rare și ce mai fac? Bine, mă chinui un pic aici că mă deranjează faptul că s-au băgat în combinația asta și trebuie să mă bat acum cu toții. Haide, trebuie să mă bat cu toți aliații dintr-o dată. Trebuie să-i închidem și pe ăștia aici, că prea mă plictisesc. O să le setez oricum un nou obiectiv. Din păcate nu prea mai pot să fac mari buzunare. Decât cei pe care am reușit să-i... Nu pot să las challenge-ul ăsta și să o iei de la capăt. Ba da, dar știi care e faza? Am impresia că momentan s-ar putea să fie bug de varianta asta cu cuceritul Slovaciei. Pentru că până acum, din toate ocaziile care le-am dat, intră în alianță Slovacia. Oricum nu e gravă treaba. Momentan, atât timp cât nu cuceresc Iugoslavia, aliații nu pot să vină peste mine, pentru că nu poate să treacă de Turcia. Atât timp cât Polonia nu e băgată în aliați, e tot în regulă, practic. Eu aș putea acum, teoretic, să mă duc să mă bag cu Polonia, dar există posibilitatea ca să încerce să îndebarce dacă atac Polonia, numai să nu intre Polonia în aliați. Dar da, există o variantă să mă duc să mă bag cu Polonia. Uite, mai am un pic, mai trebuie încă 2 puncte de XP, mai am nevoie. Deci am terminat latura asta aici, nu știu dacă ați văzut. Ai văzut filmul 1917? Pentru că nu l-am văzut, egal. E fain, mi-l recomand, că m-am întrebat și eu dacă merită să-l iau, să-l văd sau nu. Ăștia au rămas blocați, băieții mei, aici. Trupe sovietice au venit să-i ajute pe ăștia. Mă, vor... Îi doare capul pe băieții ăștia?
Cum se trimite sovietici care să-i ajute pe ăștia? Uite, stai că am un căluț, acum l-am văzut. Ia să trimit eu pe căluțul ăsta să le blochez trupele în dreapta aici. Și le izolez Ostrova aici, frumos. Nu-mi place că mi-a prins acolo niște trupe băiatul ăla. Nu știu cum a reușit să mi-i prindă, dar mi-a prins. Și s-ar putea să-i pierd pe ea. Încerc să le refac traseu, dar greu. Până revin toate trupele astea, vezi că sovietici au trimis ajutoare. Am văzut că au trimis ajutoare cehoslovacilor, din păcate e nasoală treaba. O să încerc să joc pe asta, pe Armored Spearhead, în ideea că vrem să facem tankul la un moment dat și au un boost semnificativ în zona asta. Am făcut și Construction 2-ul. Acum n-ar strica să-mi iau ăsta de air support, de close air support. Hai să vedem la echipamente cum stau. Se pare că încep să am deficit la puști. Deci orice fabrici mai au. Cauți filmul și te uiți. Uite-te la un trailer despre doi soldați britanici care se duc pe frontul german să salveze 1600 și ceva de oameni. Mă, interesant. Am terminat His Majesty Loyal Guards, Militarized Sentinels. Acum ideea e că ăștia sunt cam repliați aici pe front. Ia să încerc să le sparg eu linia. Până vin restul de trupe pe graniță. Și sabotează la greu în urmă pozițiile. Ia stai să vedem dacă reușim să cucerim din nou poziția aia. Măcar să le prind niște divizii aici. Dacă tot m-au supărat. Dacă pică și Brno, acum sunt cam terminat săraci de ei. Ăștia sunt izolați acolo complet. E bine că mi s-au repliat toate trupele, mi-au ajuns în poziția în care vroiam. Și nu prea pare să mai am nimica care să mă oprească către... Să vedem dacă avem puncte. Vezi că așa, voi vedeți de la trailer. Salutare, Robert! Bine ai venit, Robert! Ce faci? Fă și arme de asalt. La ce te referi la arme de asalt? Am făcut political power-ul ăla. Ok, aveam două chestii aici care vreau să le mai fac. Una era war propaganda against German Reich. Încă una era că vreau să mai bag în... Cred că tu zici la arme de asalt, ce? Te referi la... te referi la artilerie, să mai bag în artilerie, cred. Ce mai vreau să mai fac aici? Pot să trec pe extensive conscription. Păcat că nu pot să trec pe war economy, din cauza că nu sunt încă fascist. N-am suficient war support, de-aia nu pot. Ia să așteptăm un pic. La automată mapper. Ia mă, ia să pice praga, ce se întâmplă dacă pică praga, că ăștia sunt destul de nasol. Revenire, se teleportare trupe în praga, dacă am zis să le atac praga. Ia să-i încercuiesc și pe ăștia de aici. Și să le iau praga. Aia sunt izolați acolo. Gata, au capitulat. Asta a fost capitularea cehoslovacii. Ei, acum avem ceva probleme cu rezistansul. 40% resistance strength. Momentan ar trebui să fac garrisons. Victory points, naval.
Doar poți. Doar de basis. Pe toate zonele astea care sunt... Am înțeles. E aproape întreaga Slovacie care trebuie să o punem sub garnizoană. Cel puțin până mai începem un nou război. Și am văzut că și zona Budapestei e problematică. Deci am pus pe tot sub garnizoană. Acum să vedem cât de repede reușim să obținem niște rezultate. Revii peste 2 ore? Nu cred că îl mai țin până la ora 1. O să încerc să țin până la 12, dar vedem ce putem obține până atunci. Ok, i-am capturat pe cehoslovaci. Acum ideea este ce facem mai departe. Dacă mă bag cu iugoslavii în război sau nu. Fabrici avem acum ceva mai multe. Iar la Tungsten avem un penalty mai mare, cred, deci de 15%. Ia câte fabrici avem. Avem 4 fabrici încă. Trebuie să dau all parties master să închei cu petrecerile. Ori înviat Leo. Binevenit Leo, salutare. România nu a fost niciodată un imperiu. Oricum, cred că nu se aștepta nimeni acum să întâmple faza asta. Dismantle Czechoslovakian Forts. Păi și ce mi-obține asta? Îmi dă Land Force Construction Speed. Bun. Bun, pentru că oricum aveam nevoie de un boost la construcția de porturi pe linia cu Rusia. Care, apropo, nici nu-mi dau seama momentan cât de mare e. Ia să mai vedem acum care e rezistența astora. 39 și e în scădere. Ok. 51% este war support, deci aș putea momentan. Cred că pot să activez war economy. Da. Am activat war economy. Salutare, Mustard. Nice, nice. Amice, noi românii suntem descendenții Imperiului Roman. Personal zic, suntem prietenești cu Iugoslavia. Dacă mă bag cu Iugoslavia în război, problema este că o să poată să-mi debarce aliații pe aici, pentru că ei nu au nicio restricție de debarcare în Iugoslavia. Momentan, ideea e că aliații nu poate să mă atace pe nicăieri. După cum vedeți, e complet verde spațiul aerian, din cauza că i-am desfințat pe cehoslovaci. Acum ok, sunt în război cu asta, dar Cehoslovacia e capitulată. Ce poate să se întâmple acum? Germania, nu știu dacă sunt deja în război. Sunt în război deja. Problema a germanilor este următoarea, că sunt pe linia cu Franța și pe linia asta nu sunt capabil să împingă. Bulgaria deja am luat-o, e la mine. Deci se pune problema dacă se iau Iugoslavia sau nu. Austria! Nu e la nimeni. Și nu avem suficientă tensiune în lume ca să le declar justify war goal. Dar da, ar fi interesant cu Austria de... ăștia s-au pus pe linia forturilor aici, asta e să le schimbi o... Forturi. Am scos forturile ca să-i repoziționez, că stăteau numai pe forturi. Să le țină. Și nu ajungeau destule trupe în Ungaria, din cauza asta. Așa, și se mai redresează, văd. A scăzut la 36% în 39 în zona asta, a Budapestei. Deci, trupele ocupate, națiile ocupate, încep să se liniștească. Deci avem două nații ocupate, dintre care avem... putem să dăm release nation la Moldova și Ucraina. Wow, vă așteptați la asta?
Rezistența Cehoslovaciei la plus 16%, a Ungariei plus 39%. Ideea e că nici nu au avut ocazia. Civilian oversight. Putem să dăm legi mai aspre cu privire la asta. Penalty-urile ar fi daily compliance gain. No garrison. Resistance target plus 40%. Ok. Minus 10. Dar stai să vedem ce avantaje avem de fiecare, că nu mai știu. Local resources plus 5%. Local factories plus 25%. Resistance targets minus 40%. Damage to garrison plus 50. Require garrison plus 60. Daily compliance gain minus 0,70. Ia și la ăștia. Momentan pe poziția curentă n-am niciun avantaj. Pot să obțin practic fabrici locale mai multe, cu 25%. Wow. Ăsta e destul de șmecher cu harsh quotas. Apropo de fabrici. Da, povesteam că stăteam în dubiu dacă se atac sau nu pe iugoslavi. Pentru că dacă îi atacăm pe iugoslavi, acum... Oricum trebuie să-mi termin, vreau să termin Militarized de Sentinels și vreau să termin cu petrecerile lui Carol al doilea. Până în alta. Înainte să dau asta, însă... Ok, am dat Militarized de Sentinels, o să mai îmi dea niște populație. Acum... ce vreau să dau? Înainte să dau all parties must end. Bulgaria, ce facem? Bulgaria e deja ocupată. Nu știu dacă ai văzut aici la ocupat territories. Deja este practic, mă rog, ocupată. Este deja... S-a predat, ca să zic așa. Acum, pe Bulgaria, ca să pot să o obțin, trebuie să le fac asta cu Star Land Lease. Se umplu de armament și în momentul ăsta pot să le fac As Control of a State sau pot să le fac Reduced Object Autonomy. Ideea e că momentan nici nu știu exact cât aveau ei autonomia. Ne trebuie 500 de puncte ca să-l ducem autonomia. Naval invade la Albania. Păi stai mai puțin un start. Eu cred că nu prea știu cum funcționează niște lucruri. Ideea este că nu poți să faci invazie navală decât dacă ai cum să ajungi pe mare către țara destinație. Ca să invadezi naval Albania ar trebui odată să ai drept de trecere pe aici. Și apoi să ai un mod de a traversa de aici, din portul Constanța, prin toate marile astea, prin Marea Egee, prin Mediterană, până la Albania. Nu e posibil așa ceva. Vezi că o să se oftice mârlanii de sovietici. Deci, momentan nu știu exact în ce să bag. Ideea e că vreau să dau și anti-democratic rights-urile. Și să dau ban democratic. Deci o să mai stau un pic în expectativă, că vreau să dau și ban democratic parties. Dar trebuie să fie suportul ăstora. Trebuie să se ducă mai jos, momentan e 19%, trebuie să-l cobor mai jos. Nu e bine să faci all parties must end prea devreme, pentru că atunci o să te trezești că au foarte mult democrație și nu mai poți să-i dai jos. Cea mai OP parte la Albanie care are multe bats. Nu știu ce vrea să însemne bats. Deci vreau acum momentan să strâng suficient political power ca să dau și ban democratic parties. Dar îmi trebuie 100 de puncte political power.
Le dau ban la democratic pentru că în momentul în care dai all parties must end, primești un plus 0,02% daily support pentru... Ah, daily support for unaligned. Ah, l-au schimbat. Ah, pot să-i dau de acum. Hai că mai aștept oricum că vreau să-i dau ban la democratic parties. Ar trebui să le dau ban numai la democratic parties, ar trebui să le dau ban și la fascism. O să dau întâi la democratic. Ok, sau PNL-ul acum e pe 0. O să dau all parties must end. Sunt în război cu aliații, da. Vezi că mă tot invită în facțiunea lor germanică. Ei se bat acum cu ăștia. Dar nu știu ce intenție au. Ideea e că germanii, în mod sigur, vor să se bată cu polonezii. În momentul în care se bată cu polonezii, trebuie să ne băgăm și noi în război cu polonezii, că n-avem încotro. Adică, în mod sigur, trebuie să stau pe aici, pe graniță. Numai că nu știu când fac germanii, când atacă Polonia. Asta e întrebarea. O parte de la Mare și o parte din Bucovina. E 38. E cam risky tot ce se întâmplă acum cu asta. Nu știu dacă... Da, oricum cam orice mai atac. Hai că o să intru în facțiune. Nu, dar până la urmă nu avem nicio șansă fără Germania. Ideea e că poate să ne atace Uniunea Sovietică și am încurcat-o atunci. Dacă ne atacă Uniunea Sovietică, chiar că avem o mare problemă. Acum eu nu înțeleg de ce îmi scade necesarul de trupe. Ok, am terminat și Excavation 1. Hai să vedem ce putem să mai băgăm pe aici. Ar merge, cred că, și Excavation următor. Văd că exportăm... mai avem destul petrol la export. Nu are să se mai bag în asta atunci. Mai să băgăm în avioane. Nu naval, bombere fightere. Nu, no, dar nu mai avem nicio combinație în care putem să atacăm pe cineva fără să nu se bage oricum în aliați. Dacă atacăm Iugoslavia, chiar că se bagă, nu se bagă în aliați, oricum o să deblocăm porturile cu Marea Mediterană. Acum vreau să văd ei ce fac. Fac Anschluss, o să-și ia Austria. Ideea e că în momentul în care sunt ataca Polonia, trebuie să fim pe graniță cu ăștia și să... Ce minus avem acum cu atacatul Iugoslaviei? Dacă ataci Iugoslavia, o să le vină întăriri pe mare la ăștia. Deci nu prea îmi place mie foarte tare atacarea Iugoslaviei. Mai degrabă aș mai trage un pic de timp să văd ce se întâmplă pe granița cu... Bombă nucleară? Da, am mai dat, am mai dat. Că mai țin live, că eu mai stau. Până la 12 ani îl ținem. Vreau să mă mai gândesc un pic ce combinații putem să mai facem pe aici cu ăștia, că e teroare. Dar nu înțeleg însă de ce... Garrison. Garnizoanele împapă destul de multe trupe, acum văd. Nu știu cât se duc la garnizoane. 101K. Wow. Serios? Reinforcements upgrades. A, și încă mai au un deficit ăștia pe garnizoane. Ok. Hai să vedem acum cum stau cu fabricile. Aș putea să mă apuc să le bag ceva. Să le iau niște tungsten, dar de cine le luăm tungsten? De la Soviet Union. Este satisfăcător să arunci o bombă nucleară, da. Cu 60 de vize le faci față pe defensivă. Trebuie să mai fac rost de niște manpower, dar se duc foarte mult. Acum am văzut în garnizoană. De ce? Asta încă nu e ok de făcut. Orita e aproape ok. Cred că ar merita să-mi iau următoarea pușcă. Nu înțeleg cât de mult papa asta, deci nu era combinația asta cu garnizoana care păpa atâta... Aveam deficit cam mare la stil acolo. Anschluss of Austria. Ok, au făcut Anschluss of Austria. Sunt curios ce fac acum. Army Innovations.
Asta tot dă în fabrici și uzine. Carol al doilea, la final, asta a fost ultimul party înainte de final. Vreau să văd ce fac nemții, pentru că în funcție de ce fac ei, trebuie să mă orientez dacă atac sau nu Iugoslavia. Dar văd că nu se grăbesc, adică ei au... Au și ei Fetov Iugoslavia, au demands to threaten land. Dar sunt departe, mă, ei nici nu poate să atace încă Polonia, mă, au o grămadă. 1, 2, 3, 4, sunt 280 de zile, deci poate să atac Iugoslavia. După All Parties Must End. Da, s-a schimbat destul de mult Hoi 4. Și cam nasol asta cu garnizoana care papă manpower. Eu nu prea-mi place. Adică stai să sacrifici la manpower în veselie aici. Ok, mai avem opțiunea acum. Am terminat Armored Spearhead, ok. N-am suficientă experiență să mai iau încă un boost acum. Băi, deci incredibil, s-au dus 112k în garnizoană. Dar măcar rezistența astora a mai scăzut, a mai scăzut, dar cu greu așa. Gata, am terminat All Parties Must End, deci acum... și n-am încă 500 de cap pe câmpul de luptă, dar stai așa, de ce nu avem? Am pierdut niște divizii, mă. Trebuie să antrenăm niște divizii. Stai că facem altceva, că oricum sunt un pic în urmă. O să dau Army Maneuvers și Royal Guards. Army Maneuvers îmi dă Army Experience 25. Puteam să mai aștept un pic, 70 de zile. Acum asta e. EU4 o să mai joc? Poate o să mai joc, dacă aud de mai multe persoane care insistă cu EU4, mai mult de Hoi 4 am auzit. De ce Germania n-a făcut Anschlussul? L-a făcut, uite că l-a făcut. L-a făcut mai târziu însă, asta e faza. Și apropo, nu știu dacă în vreun scenariu am mai reușit până acum să luăm noi întreaga Cehoslovacie. Și nu știu nimeni ce fac aici, ei pușează? Nu pușează nimeni, se bat în avioane pe graniță. Că la 10 forturi, nivelul 10 din 10, nici nu merită să pușeze. Dar mi se pare că au puține divizii nemții. 55? Păi avem noi pe România 54, deci mi se par puține. Au zis, mă, vorbiți de EU4. Da, fă-i reclamă la EU4. Bun, deci am zis că mai antrenăm niște divizii astea. 498k, 508k. Eu să le dau pe astea pe high priority. Și să le depăiem. Tot generează sabotaje băieții ăștia. Dar overall cred că rezistența lor a mai scăzut. 39% resistance decay 0,1%. Mamă. Ce ai? Ce vezi? Zona asta e increase? Western Slovakia. Dar n-ar trebui să fie o opțiune cu air bases, coastline, naval points. Nu știu exact de ce, dar aveam impresia că era o opțiune din asta, de low resistance din trupe. Poate au modificat ăștia opțiunile. Da, nu-mi dau seama exact de ce, dar se pare că nu văd de ce opțiune. Asta cu atentul la o resistance. Garrison penetration chance. Organize resistance. Cred că trebuie să le dau ceva mai aspru la ăștia, că sau... No garrison.
Resistance target minus 10%, trebuie să-i dau ceva mai aspru. Pentru că ideea e că se înăspresc condițiile. Ok, modify rings currently active. Table on compliance go below 13%. Momentan ideea e că asta generează daily compliance minus negativ. Da, pe default am un penalty. Îmi dau seama la asta cum îi diminuezi. Manpower lost. Building sabotage. Equipment lost. Ah, deci ăștia îmi generează și pierderi pe deasupra. Foarte funny chestia asta care au băgat-o. Daily compliance gain. Hard control to show comparison to current low. Deci orice le dai la băieții ăștia, martial law. Văd că le scade foarte greu compliance-ul și momentan sunt în zona de non-compliance. Da, se pare că sunt uncompliant la asta. Nu mă prind exact cum le faci disabled. Am ghicit. Tot generează resistance to occupation. Ok. Uite, garnizoana a ajuns la 134 de K. Science fiction. Ok, am terminat cele 3 trupe. Ia să introducem acum în armate pe ăștia. De fapt, pe ăștia noi green easy, care sunt mai green. Ar trebui să-i bag în altă parte. Ia să-i caut toți care sunt greenies. Ar trebui să le dau antrenament separat, că încă nu sunt complet antrenați. Ok, și la ăștia trebuie să le dăm un exercise with army. Așa, eu de mărțișoare am luat. Am terminat cu dismantle Czechoslovakia in line. Ok. Anti-fascist rights, putem să dăm. Pan-fascism, nu cred că putem să dăm încă. Ok. Mamă, ce stabilitate avem. 32%. Păi da, e imposibil să faci asta, mă, normal. Deci, momentan, nu-mi dau seama cum le scazi la băieții ăștia. Extraga Managed Subjects. Ah, deci la Managed Subjects le avem pe Bulgaria, care încă mai avem de băgat în ei. Deci o să băgăm și Royal Guards Division-ul. După aia dăm să atacăm Iugoslavia.
Uite că Rana poate. Mai să știi că, în mod normal, e prima oară când reușesc și eu să cuceresc toată Cehoslovacia. Vreau să faci o... Ah, reassert Eastern Claims. Da, mă, uite, o să bagă Danzig or War. De-aia nu mă grebesc să iau Iugoslavia, pentru că o să atace nemții Polonia. Bun, pariu că e următorul lor obiectiv. Și e bine să stăm cu diviziile gata, pregătite, să începem să ne batem cu ăștia, cu polonezii. Să nu dea domnul să închid live-ul la 12. Din păcate are să-l închid, pentru că mâine trebuie să mă trezesc destul de vreme. Plus că aș vrea să mai evaluez câteva strategii în afara live-ului, când mai am ocazia. Mamă, dar ce cu deficitul ăsta de... Germania numai... a închis exporturile. Bravo, mă, nene, Germania mi-a închis exporturile și m-a lăsat cu mâna cu zunar. Da, am mâncat ceva acum, sorry. Deci Germania, vreau să zic că a băgat close de economy, nu știu dacă v-ați prins. Mi se pare destul de culmea să facă close de economy, dar cred că au făcut. Limited conscription, close de economy. Cum să bagi, mă, close de economy cu Germania? Deci măcar n-ai toate resursele. Și ne-a închis tocmai nouă economia. A rămas cu petrol la export, pe care cine să-l ia altcineva decât... A, atacă Luxemburgul, Germania. Fac justify war goal împotriva Luxemburgului. Cum o cheamă pe iubita ta, Alice? Ne pare bine de cunoștință că am aflat de Alice. Ok, în ce băgăm acum mai departe? Aș băga în... în Advanced Machine Tools. Deci, facem anti-fascist rides. Acum, momentan, o să putem să dăm, cred că, garda de fier. O să scade și o să putem să dăm jos. Daily change, are daily change plus 002, perfect. Ia PCR-ul cum are? Plus 002? Jos. Plains Memel. Ia să vedem ce fac următorul lucru ăștia, nemții, chiar să curie. Demand Sudetenland. Aia, au comutat, n-au dat Danzig. Drag de timp, nemții. Dacă știi ce bun e, la propriu și la figurat. Parcă ai zis că stă în bloc cu tine, mapper, e adevărat? Încă nu pot să dau ban fascism. Trebuie să fie sub 20% fascismul ca să pot să le dau ban. Deci ăștia trag de timp și eu nu știu exact în ce direcție să apuc momentan cu ei, dacă să mă bag pe Iugoslavia sau nu. Am făcut Royal Guards Division-ul. Acum evident că ar merge să-mi iau și... Nu mai am populație? Incredibil. Deci care-i faza cu garnizoanele astea? Nu înțeleg. Compliance 11%, 26%. 26%. Deci compliance-ul ăsta trebuie să ajungă la 100%, am impresia. Dar până ajunge la 100%, ce fac ăștia? Mă sabotează și uite și tu cât manpower last mi-a generat. Câte 500 pe zi. Au atacat Luxemburgul ăștia. Noroc că am mai făcut rost de niște divizii. De o divizie, de fapt. Ia să vedem dacă au luat Luxemburgul, i-au și capitulat. A intrat și Italia în axă. O să iei...
Vrea să facă Join Wars Italia, ok. Am făcut Join Wars. Încă sunt la 2 pași distanță de ea, zice Mapper. Să dau muzica mai tare? Cred că trebuie să dau din OBS. Dacă zici că e... Dar sunt momente când să știi că se aude destul de tare muzica. Bă, mai sunt 11 pe live, probabil că s-a retras, s-a redus activitatea acum la ora asta. E mai chill așa, nu se mai întâmplă mare lucru. Uite, poți să dau Ban Fascism, asta vrem. Iar acum avem FRN 79% și PCR 20%. Dar nu-i nimica. După ce dăm ban și la Partidul Comunist, mai trebuie 150 de political power pentru asta. După aia o să avem FRN 100% și atunci o să ne crească și stabilitatea. E chill acum? Eu sunt curios acum ce dau nemții. Deci dau Demands Sudetenland. Nemții oricum o să devină din ce în ce mai șmecheri acum dacă au cucerit Luxemburgul. Au început să-i atace. Cred că au început italienii să-i atace. A, dar din câte văd eu, italienii atacă, dar mor pe capete italienii aici. Păcat că s-au băgat în războiul ăsta. Ia să ne mai uităm la compliance-ul ăstora, mai se îmbunătățește? 12% și ăștia 28%. Cred că crește destul de greu compliance-ul. Și aici 9% average resistance. Ăstora resistance-ul a început să le scade. Ah, deci se aplică modifierul dacă crește, trece de 90%. Rebellion. Da, sunt foarte revoltați băieții ăștia. Văd că ăștia sunt complet antrenați până la una alta. I-aș băga și pe ăștia la antrenament aici. Pentru că văd că sunt... Cazia asta antrenăm pe toată lumea. Ia, cine nu mai este... complet antrenat, îl trimitem acolo, în divizia asta care face antrenamente la agricultură. Uite, ăsta nu e antrenat. Îi facem pe toți level 3 măcar. Care e cea mai OP overpower țară? Albania sau Luxemburg? Cred că am zis la un moment dat, nu? Că am încercat cu Luxemburgul să fac un scenariu. E nu prea mi-a ieșit atunci. Au reușit să-i dea înapoi pe ăștia sau nu? Hai mă, ce fac nemții? Molotov Ribbentrop Pact. Deci ei nu prea se grăbesc. Dacă fac ei pactul cu Ribbentrop... Mă întreb dacă mai mă atacă Uniunea Sovietică acum. Far East Fortification. Lane Basarabia undeva jos de tot pe triuctor. Ce e funny că nemții poate să facă niște lucruri. Poate să facă niște lucruri pe care AI-ul în general nu poate să le facă. Am făcut și Reserve Divisions. Ok. Modern Tanks, am putea să dăm Modern Tanks, dar mai degrabă. O să merg și eu pe asta, trag de timp, ce să fac? Nici nu mai am manpower oricum momentan. Manpower-ul meu, ci că e blocat în garnizoane, 61.000. A început să-mi scadă acum. Dar nu-l recuperez, eu nu înțeleg ce se întâmplă cu el. E foarte ciudat comportamentul ăsta, deci luarea Cehoslovaciei pare să fie ceva criminal. Nu știu cum au gândit ăștia pe patch-ul ăsta. Mie mi-arată ca și cum pierd la manpower. Ok, am pierdut Eastern Sudetenland, 11k, 11k.
și Ostrava. Dar ideea este că momentan pierd în continuare foarte mult manpower. Daily 30%, compliance-ul ăsta e 13%. Ăștia se pregătesc să ajungă ca rebeliune la maxim iară. I-am făcut orita, am studiat-o. Alea sunt ahead of time cam mult. Că putem să dăm competing machine. Elveția, zici să jucăm cu Elveția la un moment dat? Nu știu dacă merită Elveția. Se pare cam... Bă, da, ăștia mea și puștile mi le sabotează. Vorbesc serios. Producția de puște super sabotată, se pare mie. Avem Army Experience 11.000. Da, deci momentan se pare că au schimbat radical jocul. Și ținerea sub ocupație a țărilor cu care nu au capitulat complet generează niște pierderi fenomenale. Mi-au păpat vreo 300.000 de oameni în ocupația Cehoslovaciei. Ban comunism. Gata, mă, avem 100% FRN. Chica strikes. Mi-a scăzut stabilitatea foarte mult. Dar măcar avem majoritatea acum cu frontul Renașterii Naționale. N-am încă noul DLC T-Boctius. Dar sincer mă gândeam dacă merită să mi-l iau sau nu acum. Însă sunt un pic dezamăgit de... Nu știu dacă mă ajută mai mult DLC-ul nou să controlez treaba asta. Cu revolta indivizilor ăstora. Deci compliance-ul lor este... Uite și tu cât papă ăștia. Îmi cer 134.000 de oameni în garnizoane ca să țină trupele. Control, ca să zic așa. Ăștia au nevoie de 1,49 divizii. Ăștia vreo 12,49 divizii. Wow! Brand manpower, 48-40%. Ha! Rebellion. Atenție! S-au revoltat băieții noștri, dacă nu, dacă vă vine să credeți chestia asta. La comandă. Deci vreau să zic că au ajuns la nivelul de oftică maxim. Trebuie să resetăm, vreo că trebuie să setez o nouă graniță cu ei și să începem să ne batem, să-i atacăm iar. La comandă. Pentru că băieții s-au super ofticat. Aparent i-am fi pierdut. E incredibilă treaba asta, cum
cum a evoluat. Am pierdut Cehoslovacia pentru că au ajuns la nivelul de oftică maxim posibil. Au ajuns la 90% la nivelul de rebellion. Și au decis că se revoltă. Acum văd că aparent și-ar făcut rost de trupe. Deci mi-au trimis trupele înapoi în țară și atacă. Și ne batem și noi și italieni acum, cred că, cu ei. Sunt curios la cine rămâne acum după ce îi batem, iar. Dacă îi luăm noi sau iau germanii. Incredibil, da. Nu, e SF cum l-au făcut acum. Dar sunt curios, chiar sunt curios cine preia teritoriul acum. Join Wars. Se bagă și Bulgaria în războiul ăsta, normal. Miezu. Vine Bulgaria în războiul ăsta, s-a terminat cu Cehoslovacia. Ah, văd că și-l iau teritoriul. Nu și-l iau ei, și-l iau nemții. Da. Păi, practic, e teritoriul la liber ăsta al Cehoslovaciei acum considerat. Nu, dar e oricum destul de nașpa gândită treaba asta cu rezistansul. L-au complicat destul de tare jocul. Chestia cu garnizoana, cu... Adică, practic, să mai faci un imperiu. Chestia cu construcția imperiului e destul de urâtă. Te determină, practic, să joci mai mult pe puppet. Bine, oricum, în cazul de față, pe ăștia nici n-aveam cum să-i facem puppet. Dar, oricum. Ungaria e doar la 33% compliance și au și ei un 34% rebeliune. Atențiune! Care e sub control, dar cu menținerea unui nivel de ocupație. Ok, am redresat un pic stabilitatea asta la 29%. Atunci hai să jucăm eu 4, zice Leo. Nu știu de cum s-a făcut aici, s-a făcut un nou front pe latura de jos. Curioasă treabă. Schwerpunkt, antrenat Schwerpunktul. A fost și asta o experiență de văzut, chestia cu luatul Cehoslovaciei. Acum sunt curios, după ce capitulăm din nou, cine cum îi ia. Momentan mi arată și la mine 1% și 4% optică. Oricum ei începuseră destul de ok așa, dar pe parcurs au devenit destul de supărați. Gata, sunt capitulați iară. Acum teritoriul lor cred că l-am cam împărțit cu nemții. Și l-au luat majoritar nemții. Noi am luat Slovacia și i-au luat Cehia. Ba chiar au luat ceva mai mult. De cum așteptam eu să ia. S-a dus la 50% din câte văd eu tension-ul. Hai să mai vedem ce mai face Germania. Danziger War. Deci se pregătesc să bată Polonia. Gata, au capitulat. Ok, cazul să ne punem pe graniță cu Polonia, văd. Dar stai. O să ne punem pe toată lungul. Ne punem de-a lungul graniței. O să definim aici o linie de front, doar de pe granița noastră. Deci nemții atacă, stai să vedem cât timp îi atacă pe polonezi. În vreo 20 de zile, dacă nu chiar mai puțin. Da, au luat mai mult acum, dar și-au luat mai mult și teritorii.
Momentan văd că s-a micșorat cantitatea de trupe necesare ca să menținem garnizoana, deci ar trebui să fim mai ok acum. Putem să mai evaluăm logurile acum la Garrison Log. Building Sabotaged. Manpower Last. Oricum mureau câte 500 de oameni pe zi. Vreau să zic, era un dezastru total. Văd că ne-am revenit un pic și cu echipamentul. Eram pe la 11.000. Există Moldova și putem să o eliberăm, apropo, nu știu dacă știați. Națiunea Moldova se poate elibera. Eliberează Moldova în Basarabia și sudul Basarabiei. De asemenea, se poate elibera națiunea Ucrainei. Nu cred că mă mai atacă sovieticii, să știi. Da, o să fie război cu Polonia. Acum trupele mele și-au ultimele poziții, dar o să-i atacăm. Gata, i-au atacat. Polonia a intrat în aliați. Asta e, trebuie să finalizăm războiul cu nemții, se pare. Nu o să însetez ceva anume specific, o să mă pun pe toată linia graniței peste ei. Mai ales că îi atacă și nemții. Albania a fost predată Italiei. Pun pariu că o să atace Iugoslavia. Ești din Basarabia. Da, deci e game over pentru Polonia oricum, că nemții o să pătrundă. Diviziile polonezilor sunt prea mult dispersate pe graniță, au cu o divizie pe graniță, adică n-au cum să țină toată Germania. Plus că îi atacăm și noi din sud. Acum ce e un pic mai aiurea că o să împărțim parte din Polonia cu... cu Rusia. Ideea e că nici nu vreau să luăm foarte mult din Polonia, că deja ne papășește suficient manpower. Nu știu dacă putem regla stabilitatea, să mai băgăm ceva în stabilitate. A, Improved Worker Conditions, abia acum, după 1000 de ani a apărut și aia. Deci voi vot, te bagi la somn, noapte bună, noapte bună. Nu mai ținem nici noi mult, uite, 5 minute, e deja 12. Am zis că ne oprim și noi pe aici. Capitulăm Polonia și cred că o să ne oprim. Scenariul ăsta, ce să zic, a luat oricum o întorsătură, zicea toată lumea că se repetă scenariul și așa mai departe cu România Imperiu. Nu prea se mai repetă niciun scenariu, n-am mai jucat scenariul ăsta niciodată. Părea că se repetă, dar nu prea este niciodată ce te aștepți. Am intrat și în Axa, am zis că nu intru în Axa, am intrat. A intrat și Cehoslovacia în aliați, nici asta nu ne așteptam. Am luat toată Cehoslovacia, am pierdut-o. Cehia a rămas doar cu Slovacia. Am zis că ne atacăm Polonia, am atacat Polonia. Deci se pare că nu e niciun scenariu tipic. Am luat Cehoslovacia și am pierdut Cehoslovacia. Am rămas doar cu Slovacia. Și am zis că ne atac Polonia și am atacat Polonia. Dar știi de ce am pierdut-o? Nu știu dacă ai fost atent, Daniel Mister. Am pierdut-o că nu avem suficient de trupe să o menținem. Consumă un număr de divizii și manpower. Atențiune! Și cred că am pierdut în jur de 300.000 de manpower numai ca să încercăm să o ținem. Am rămas pe 0 manpower și a trebuit să o cedăm. Nu știu de ce durează atât de mult, pentru că aveam impresia că de obicei durea mai puțin, dar probabil că au nemții prea mult. A, nemții au trupele aruncate aiurea pe aici, nici nu-și văd de treabă. Da, în fine, hai că până la urmă o cucerim noi. Eu aveam impresia, ăsta este cumva Cernipski, e Cernăuț? Știe cineva dacă ăsta e Cernăuți? Leo, mai ești pe aici? Salutare, Black Rage. Am cam întârziat live, ai ajuns la final. L-am început mai târziu astă seară. Leo, mai ești pe aici? Zine și nouă, ăsta este Cernăuțiu, de fapt?
Chernivtsi? Eu așa am impresia, din câte țin minte și pe hartă, că ar fi. Ale Cernobâl. Mă, Cernăuți, e altceva Cernăuți. E Cernăuți, zice Leo. Da, mă gândeam eu. A picat... Wow! Voi vedeți că s-a făcut România ăsta? Eu sunt curios dacă rămâne așa. Stai să vezi că germanii negociază partea mea de... de Polonia cu rușii și le-o predau. Mă trezesc după aia că... A, și mi-a făcut graniță... Am graniță inclusiv cu... până la Riga, cu... cine să știam aici? Cu Latvia. Lituania, cu Letonia și Lituania. Fine. Da, acum avem graniță cu Uniunea Sovietică. Hai să vedem ce graniță facem. Da, asta e o chestie de făcut un screenshot, pentru că nu o să mai vedem chestia asta vreodată. Ia să dăm un print screen. România cucerind jumătate din Polonia, că am luat o groază din Polonia, practic. Am avioane în rezervă. Ia mă, hai să vedem dacă avem avioane în rezervă. Păi stai mă, am în rezervă, dar nu pot să le umplu cu... Nici măcar să le fac limita, nu am. Am înseamnă că am alt tipul de avioane decât ce trebuie mie. Ok, infantry equipment, văd că stăm ok. Suport, nu prea ok. Am nevoie de fightere, trebuie să încerc să produc niște fightere. Ia să băgăm aici în fightere și enclosure support. Hai să le limităm pe astea de... Ok, am băgat în fightere și enclosure support acum. Da, se vede. Păi, au pactul ăla, eu sunt tare curios, dar aproape sigur sunt că negocierea dintre Uniunea Sovietică și Germania o să cedeze partea mea de Polonia. Nu știu cum e posibil acest lucru, da? Ați văzut? Mi-a cedat partea mea de Polonia, oricum mi-a rămas și mie ceva, nu mi-a luat-o toată. Dar vreau să zic că să ne simțiți. Overall. Da, poți să te uiți după. Să știi că e ceva... A fost un scenariu care nu s-a mai întâmplat. Mai multe lucruri au fost total atipice. Oricum, ce să zic, măcar a fost o experiență unică și pentru restul de persoane care ziceau că o să mergem pe scenariu clasic, România-Imperiu. Mă, e un pic mai bine decât putea să fie, adică, până la urmă, hai să zicem, fiind serioși, nu e chiar atât de rău, se putea mai rău de atât. Acum, știi ce e fain? Că avem graniță destul de mare. Era fain să-mi lasă doar mie granița, pentru că atunci nemții n-ar putea să ia nimic din Rusia. Hitler, nu promis nimic. Da. Ia, câte țări am sub ocupație acum, ca non-core? 22 de milioane. Da. Eu acum ce-mi doresc foarte mult, dacă ar putea nemții să-i capituleze, să-i bată pe toți, să terminăm cu aliații. Pentru că acum n-are sens să bag trupe pe aici, pentru că oricum nu o să obțin ceva din Franța și alte state. Un live cu Victoria 2 sau 4 așteaptă Black Rage. Bine, păi am zis, au fost 3 persoane care au cerut ăsta cu eu 4. Poate o să facem. Încă mai am Exile Divisions, dar ce mă, nu s-au retras încă toți? De mai am Exile Divisions? Ah, uite că au revenit toți. Hai să mă uit un pic la Occupied Territories. De ce țări avem noi sub ocupație acum? Ungaria, 3 state, cică. Cehoslovacia, 5 din 9 state. Polonia, 3 din 17 state. Mă, văd că toate sunt sub control, nu știu dacă voi vedeți. Dar pare că e totul absolut sub control momentan. Nu mai e răzmeliță, nu mai e nimica. Ba chiar ăștia încep să devină, sunt 36%, sunt conform, sunt compliant cu predarea către România. Când ajung la 100%, eu cred că sunt complet, se încheie cu rezistența. Hey, Carlos, welcome back! Deci momentan nu prea,
Nu prea avem ce să facem decât să ne pregătim, zic eu, pentru un război. Mi-ar mai trebui divizii. Ar trebui să trec pe extensive conscription. Cu rușii ne mai trebuie trupe, ne mai trebuie... O să termin asta de cu reparațiile. Dar o să mai am nevoie de forturi, pentru că e groasă treaba aici la ruși. Mă gândeam pe unde îi mai invit acum pe ruși, pe graniță. Aveam eu o idee, o combinație. Dar trebuie să mai regândesc ăsta, dar aș lua o pauză ca să-l regândesc. Aici am făcut loc de două buzunare, deci să-i bag pe aici și aici. Dar având în vedere că mi-am făcut mai granița cu ei, aveam... dar nu o să meargă o chestie din asta, cred. Nu știu dacă o să meargă, dar aș mai încerca să fac un loc de un buzunar undeva aici. Exact aici. Să-i las două state ca să pot să-i închid. Și poate cel mult aici le-aș mai încerca să le fac niște buzunare. Adică cam așa. Pac, 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 pac. Asta e un buzunar. Și ar mai merge unul așa. Îmi trebuie însă, cred că, destul de multe divizii pentru toată combinația asta. Cam așa ceva, cu 4 buzunare. Cred că îmi trebuie vreo 100 de divizii, cred că am nevoie. Trebuie să mai dau drumul la antrenament, la trupe. Dar asta ar fi dacă mai continuăm pe live-ul ăsta. Să vedem ce iese. Bine, deci e 12 și 5, o să ne oprim aici, guys, pentru că vreau să mai încerc niște strategii, combinații pe patch-ul ăsta nou. Da, știi ce vreau eu să fac? Vreau să fac niște combinații de genul să le prind în buzunare diviziile rușilor. Pentru că nemții oricum un pic ca nebuni. Și pun pariu că nemții n-o să, o să capituleze zona de Franța. Iar momentan avem un pic de timp la dispoziție ca să facem toate teleforturile astea. Apropo, fac câte unul pe, la 4 zile, deci le fac super repede. Drept urmare, cred că stăm destul de ok. Da? Bine. Păi, mersi pentru audiență, guys. Oricum, cred că am avut cea mai multă lume din ultima perioadă. Am avut, cred că, 25 de oameni pe live la un moment dat. Am făcut și un nou promote, pentru că am prins un moment pe live când aveam un singur moderator și 24 de oameni. Drept urmare, asta e. Puteți să-l felicitați pe Mapper. E nou moderator. Mai era cineva, un nou candidat, dar vedem dacă se mai întâmplă, dacă mai e cu ocazia. O să mai fie și altcineva în viitor. Deci, mersi pentru audiență momentan și cam asta e. Luăm o pauză și posibil să mai încercăm cu scenariul ăsta, că acum nu stăm foarte rău. Inițial eram cam dezamăgit de ce putea să iasă. Dar am reușit să ne tragem ceva bucățele. Deci dacă reușim să luăm și din Rusia ceva ca lumea, ar fi rău. Mai ales că avem graniță destul de mare, asta e mișto. Și nemții ar putea să împingă în plus pe partea mea de graniță. Trebuie să-și încheie și ei socotele aici cu Franța. Să-și tragă Olanda și Belgia și Franța. Pot să le asigur Elveția, să le dai o Justify War Goal, le atac Elveția, o trag nemții la ei. Iugoslavia ar fi de împaia de împărțit. Anyway, mai ne auzim. Mersi pentru audiența aici, pentru cei care au stat până în ultimul moment. Și ne auzim pe mâine, sper eu, poate. Dacă nu, mai sunt zile săptămâna viitoare. Noapte bună, ciao, ciao, bye.